Caravana de angajare STPT a poposit în orașele Petroșani, Hunedoara și Deva. Acolo unde reprezentanții societății de transport au întâlnit mulți oameni entuziaști și interesați de oferta acestora. Caravana își continuă călătoria spre Feget și Lugoj. Cetățenilor interesați li se prezintă oportunitățile de angajare. Echipa STPT dorește îmbunătățirea serviciilor de transport public. Aceștia au nevoie de aproximativ 150 de noi conducători de bord.